după ce am colantat geamul ăla la 4 sau 5 grade, am zis că gata, nu mai colantăm pe frig sezonul ăsta, până în primăvară. Mergem să colantăm un geam! Treaba e că nu trebuie să pun niște folie sapată pe un geam și după aia încă un text mic. Da. Da, deci de-aia am zis că hai că merge, chiar dacă e frig. Folia sablată se pune oricum, nu trebuie folie transfer, că acolo te încurcă mult la folie transfer. Și textul mic se pune peste folia sablată, așa că nu o să fie stres. Teoretic. Teoretic, da. Vedem mai exact. Bun job, well done din nou. Chiar merge bine acum? Da. O cafea? Da. Sau două chiar. Da. Merge la cafea. Oare unde? La atelier. Trebuie să ne mai aducă încă o mașină la colantat. Bine că nu-i frig. Însă... 5 grade! Astea sunt două capace pe care laserul le-o boli deja. Încă nu le-am șlefuit ca să le refolosesc. Și mai trebuie să mai fac să gravez un stick nou. Mai am doar două capace de sacrificiu. Așa că ar face bine să nu bulească. O să încerc întâi pe capacele alea pe care deja sunt bulite. Dacă iese bine pe alea, o să pun unul bun. Țineți bun. Am dublat puterea. Cred că acum merge. Nu știu dacă înțelegeți exact ce se întâmplă, dar... Uite acolo în dreapta, vedeți punctul ăla din dreapta, ăla e nou, ăla îl face acum. Deci s-ar putea să funcționeze. Interesting. Ok, eu îl las să facă tot. Au făcut cam atâta, ar trebui să-mi fac o idee suficient de bună dacă o să facă bine sau nu. Let's check. Da. Chiar e ok. Cred că aia era problema. Îi dădeam prea puțină putere. Nu știu de ce aveam eu impresia că alea setările corecte, dar aparent astea sunt setările corecte și cred că asta mi-era mie problema la mare parte, mai puțin la astea în care devia. Știi, aici, de exemplu, s-a dus parătura și nu buena. Așa că hai că pun unul fresh și ar face bine să meargă bine. Că din nou, mai strică unul din ăsta și nu mai am. Asta nu-i bine, nu-i bine deloc. E și perfect. Ce faină-i! Looks good job, laser. Best job ever. Bara, vezi ce fericit ești că nu l-o buli și pe asta, pentru că mai e asta și încă unul și gata, nu mai am capace curate. Și trebuie să mai șlefuez niște capace ca să putem să le pot folosi și pe celelalte. Așa că... Așa. Perfect. Este împreună cu un album care vine... Așa. Comandă cineva un album și o cutie de stick. Mă rog, cu tot cu stick. Și albumul este gata, acum e gata și stick-ul și am anunțat clientul că astăzi poate să vină după ele. All good. Am montat termostatul. Aici ai, e prea cald deocamdată, dar problema mea e cu umiditatea. Ci că e 50% aici. Ceea ce e cam funky. Nu zic nu. Geamurile nu, într-adevăr, nu transpiră, să zicem așa, dar de fapt când folosim dezumidificatorul ăsta, umple bidonul ăla de recipientul ăla de 2 litri. Adică dacă lăsăm peste noapte,
Îl umple efectiv. Și vreau să fac acum un test să vedem că dacă îl punem la 40% de umiditate, dacă chiar scade ăsta, sau mă rog, ceva semnificativ, spre 40%, sub 50%. Pentru că nu știu dacă chiar funcționează bine dezumidificarea, mă rog, ăsta, senzorul de umiditate din termostatul ăsta sau nu. Pentru că nu știu exact cum funcționează și cât e de accurate. Dar dacă e 50% umiditate aici, aia nu-i bine, că trebuie să fie undeva la 67, între 60 și 70% din câte știu eu. Dar, ca idee, chestia asta e genială. Vine într-un episod separat. Montajul și tot setup-ul. Nu a venit cu mașina. Trebuia să vină astăzi să ne aducă mașina la colantat, cea de-a treia. Aici am printat niște poze de la o ședință foto. Aici sunt pozele, aici sunt magneții. Și urmează să facă diuța și un glob cu, uite, aici sunt niște poze, super cute. I-am pozat săptămâna trecută aici și acum printează altă poză pentru glob. Good job. Oh. Și astăzi o să plecăm în curând, e 6 fără un picuț, imediat plecăm de aici, mai trebuie să facem două chestii. Diana s-a terminat cu globul ăla și o să trimit actele la contabil, că iarăși am uitat și 10 și până astăzi trebuia să le trimit. Scuze, Cătălin. La mine. Termin și eu cu asta aici și plecăm, pentru că astăzi are Diana doza 3 de vaccin și plecăm mai repede. Ne permitem o aroganță. Așa că ne vedem mâine. Ciao!